Mi-am pe Discord, Bun, na, hai să-i dăm drumul, oameni buni. În sfârșit. Nici mai știu cum se joacă, că n-am mai jucat de o săptămână. Bun, mi s-a stricat iară tastatura. Dacă auziți sunete dubioase de la tastatura mea, că mi s-a rupt asta unde mi se odihnește palma, gen. Bun, hai să mergem în cafeteria. Repet, o să încercăm să băgăm cât mai multă lume prin rotație și subs și non-subs, încercăm să băgăm pe toată lumea, deci am să vă rog din sufletel să nu fiți supărați și să, gen, să aveți răbdare și aveți șanse mult mai mari dacă vedeți Q-ul ăla de sub chat, e un panel, e un de la scrie Q nu știu ce. Dacă vă înscrieți în ăla, gen, aveți șanse un pic mai mari să vă văd și să știu că ați urma voi. Fiind foarte mult și subscriber, o să încercăm chiar și pe subscriber să-i punem un pic prin rotație, pentru că sunt foarte, mai face cineva asta, sunt foarte mulți și, na, sunt numai 10 locuri și sunt vreo 20 de subscriber pe chat. Ideal e să fiți în Q, că dacă sunteți în Q, atunci vă văd și... Ideal e să aveți și microfon, dar nu e super mega obligatoriu. Dacă nu aveți, nu aveți aia. E mai ușor și mai drăguț, dar dacă nu, nu e problema asta, e. Jucăm. Ia să vedem. Adi, da, dragule, dar intră în Q acolo, te rog, de sub chat. În medvei trebuie să mă duc. Bă, dar eu mi-am făcut aproape toate chesturile. N-a murit nimeni până acum? Sau n-am găsit eu cadavre? N-ai să facem chestia. Cum a fost ziua de azi pentru voi? M-a fost drăguță. A fost ok. Am descoperit un joc nou pe care o să vreau să-l jucăm pe live. La un moment dat. N-ai să vedem ce se întâmplă. Ok. Teodora! Te-ai dus. Chilul a fost făcut la Communication acolo, lângă Shield. De către cine? Nu știu, n-am văzut nimeni. Aha. Cine vorbește? Mihnea? Da. Da. Da, da. Nu știu nimeni. Eu mă duceam să fac oxigenul. Deci și veneam de la Medbay, deci n-am văzut. Eu veneam de la Electric și am venit să fac odoiu. Eu eram cu Antonia, am văzut. A, deci practic s-a sinucis atunci, că nu-i nimeni vinovat, toată lumea are alibi. Poate tu ai fost, Pavlita. Exact, tu da, cine știi? Bă, dar să moară Franța, dacă... Ești suspect. Pavel, ești suspect că ai suspectat-o de sinucidere. Da. Apropo, Ioana. Da. M-ai văzut când am intrat în ăla de Medbay și străluceau alea în jurul meu? Este? Nu te-am văzut. Nu lasă, dai pace. La nu mai bazezi pe tine. Că este... Nu este suspectă? Impostor. Am văzut-o când făcea la Weapons. A, deci sunteți echipă. Da. Nu este. Am văzut-o cum trăgea să distrugă asteroizii aia. Nu dau skip, n-am... Păi da, și ce? Tu nu știi să te faci cum că-i distrugi și nu-i distrugi? Păi nu, că se vede când distruge. E, se vede, nu știu. Trage cu armele în afară. Pleacă, mă, omule. Suspicious. Nu, suspectați. Dați join queue. E acolo un join queue. Hai să facem weapons și... Ăsta ar fi... ultimul task. Hai să vedem ce face Dragoș. Vreau să-l văd. Bă, da, Dragoș e super suspect. Doar pentru că are fața asta cu masca aia. Fix lights. Bă, da, venea încoace și n-a mai venit încoace. Fii atent ce chestie. Nu te lasă? Cred că am setat eu ceva greșit. Stai. Sper să nu mă omoare cineva.
L-am refăcut. Sorina, chiar dacă ai zis gata, nu cred că mai ești acolo. Mai încearcă o dată. Ia să vedem. Oh, shit. Nu știu, nu mă întrebați că n-am văzut pe nimeni, că am stat mult degeaba. Cred Mihnea, nu cred. Am stat mult degeaba în fix light, că am refăcut Q și când am plecat de acolo, m-am dus în partea aia, nu pleca nimeni în sus. Nu știu. Tu ai dat și unde l-ai, pe cine ai găsit, Paul? Habar n-am. M-am văzut numai cadavru. Nu știu. Pe mine m-ai găsit. Ok, pe Mihnea, da, pe Mihnea. Vezi? Ți-am zis că pe Mihnea, la camerele alea din stânga de tot, la security, cred că el. Da, și Dragoș a murit. Yeah. Da, și Dragoș a murit. No, dar nu știu eu, ce... Eu pe Dragoș aveam așa o suspiciune că tot timpul se ansufla în ceapă. Plus dar... care masca aia urâtă, adică clar e suspect. Adică... Măi, deci e foarte... Eu pe Antonia n-am văzut-o deloc pe hartă, deci nu m-am întâlnit cu ea deloc. M-am întâlnit, nici cu Larisa nu m-am întâlnit. Eu da, dar cu Antonia nu, cu Antonia nu m-am întâlnit deloc. Dar deci... știți cine e? Dar știți cine e? E suspect? S-auzim. Călin. Iar eu. Eu pușeam către navigation. Da, eu nu le-a dat report-ul. Guys, cine nu și-a făcut task-urile? Că gen câștigăm dacă le face. Eu nu mai am task-uri de făcut. Eu n-am terminat. No, hai, faceți-le repede ca să... Nici eu am două, cred că. Bun, Sorina... stai să-mi opresc. Sorina e în Q, bun. Când o să dăm afară ca să luăm, Sorina o să te pregătești, bine? Da, bun. Hai să vedem, am suc eu unde, nu știu, nu e pe aici. Nici nu știu cu cine să merg. Eu nu cred că nu și-au făcut test-urile astea, man. Ioana Cutanu, adică n-ai cum fix în cafetărie. Cu alea începi. Nu, haideți. Hinata, nice. Strixer, mersi de follow, bine venit. Man, ce faceți? Alo, haideți. Jos. Mi-a stat inima, man, mai repede. Îl suspectez pe Tano grav. Da, grav. Mamă, ce mă tem să nu... Ok? Și mai sunt doi. Deci, la admin, ai găsit-o la admin. Bă, eu m-am întâlnit cu Larisa. Pe Larisa de la reactoare. Deci, pentru mine, Antonia e suspect. Nici n-am văzut-o nicăieri. Eu mi-am terminat task-urile. Deci nu sunt suficiente sabotaje și ea nu e cea mai bună la chestia asta. Și mi se pare ciudat unde a găsit-o. Băi, Alexandra! Că tace! Sunt doi. Ce? Doi? Eu? Alexandra este una din... Eu îl suspectez pe Tano, nu știu de ce. Eu mă plimbam pe hartă când mi-am terminat escurile și mă plimbam așa de alea, deci... Deci n-am nicio dovadă. Dar instinctul meu merge spre... Tano, așa, nu știu. Trebuie să votăm, că nu mai este mult. Deci, Tano, te iubesc, iartă-mă, dar trebuie să te votezi. Simt așa, un simt în instinct. Ce te iubesc? Eu am votat-o pe Antonia. Deci, eu pe tine, că tu mai... Mulțumesc frumos! Deci, sper să nu fii suspect că... Deci, v-am pupat. Hai să... Nu, dar m-a făcut cu mine task-ul. Iartă-mă, Tano!
Să trăznească la care nu-și face testurile. E aproape plin ăla. Eu l-am terminat. Eu mă duc cu Călin, fii atent, Călin o să mă moare. Nu, nu, nu! Călin pare să fie de vină. Shit. Mă tem pe aici. Bine, mă, oameni buni, bine, mă! Era Alex. Așa-i? Mă rog, Alexandra. Alex, Alex. Cu cine? Cu Călin, așa-i? Trăznească, mă. Eu nu știu ce am avut cu Antonia, deci nu am văzut-o în toată harta, n-am văzut-o. Eu știu de ce te-am suspectat, că mergeam toți în dreapta degeaba și te-ai întors. În altă parte. Te-ai întors în partea de mijloc, știi? Da, eu nu mă așteptam să fii Alexandra veci. Dar nici eu. Păi tăcea. Am intrat în vent și m-am dus în navigation și era Tano acolo și am crezut că m-au văzut, dar de fapt făcea un task. Nu te-am văzut. Auris e orb de fel, dar n-am văzut. Bun, în aceeași formulă mai dăm tot noi. Pe toți ucid, pe toți ucid. Răznească. Fii atent că iar prin seara de aia de nu-s deloc impostor. M-a scos din meci. Poți să intru în următorul? Da, da. Oameni suntem. Nu e problemă. Pare rău. Acum nu suntem imposibili. Sau dacă eu meci din AD se termină super repede. Adică, man, nu ne... Acum nu ne bate în joc aici. Suntem oameni, nu roboți. Ah, stai că asta nu era alertă, aia l-altă era alertă, nu dai pace. Draco, mersi de follow. Bine ai venit printre noi. Na, hai să vedem. Bă, din a doua încercare e bine. În electrical trebuie să merg, aici mă tem tot timpul, deci acolo așa mă tem. În electrical. Se întâmplă lucruri aici tot timpul. Aici. Stai să ies și să mă întorc la loc. Salutare fratele, am suche. Să nu vii să mă mor, Tano, dragule. Ba, așa mă tem de moarte. Eu doiu. Tano-i sus pe curtia aia în frunte. Bun, fix lights. Hai că oricum mai trebuie să fac ceva acolo în electric. Ce faci, fratele Amsuke? Cum ești? Bun, hai să vedem. Electric. Dragoș, tot pe aici se învârte. N-avea cum să nu fi terminat. Îl bănuiesc maxim pe Dragoș. Fii atent că vine tot după mine. Nu! Nu mă omoră! Uai ce-mi stătea inima, man. Da, ten, what the... Bă, ce-ați făcut? Cine o... Ce-a Dragoș? L-am găsit fix în fața medbiului. Păi tu l-ai omorât. Pe cine? Cu trei. Pe... Dragoș e de vină, vă zic. Deja. Pe Vandal l-a găsit. A, pe Călin? Da. Băi, da. Deci așa mi-a stat acum, inima acum, cum nu, se ținea puțin... Dragoș după mine, de mi-a stat morcov în funduleț. Deci, a murit Cătălin, acum că nu poate să vorbească. Ia de găsit de pe mine și te înjură. Și Ioana la fel. Alo? Alexandra? Ce Tana mai te faci? Bântuie fantoma lui Cătălin. Eu pe Alexandra n-am văzut-o, adică am văzut-o că a stat mult în, nu știu unde era. În admin, un... că nu puteam să admin. Fac chestia aia cu cardul. Știu cum e. Măi,
îl băneam pe Dragoș, dar o sta mult în spatele meu. Și aia era sus de tot, numai dacă le-o fi făcut celălalt care era cu Dragoș, dar atunci de ce să mai fie Dragoș? Rahat, trebuie să vă tăpți cineva. Larisa, Larisa, random vot. Nu știu, simt, mirosul meu zice că ești un dacă șarpe impostor. Dacă nu e ea, tu ești suspect. Da. Aha, deci e Mihnea atunci, e Mihnea. Shit, sper să fie ea că atunci am pus-o. Ah. Măcar stați să-mi fac quest-urile și e ok. Hai să-mi fac picioarele. Vai, am scos-o pe la risa așa. M-am gândit că ea. Dar unul dacă mai murim e gata. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci eu următorul match tac orice ar fi. 3, 4. 3, 4, 3. Ah! Deci Dragoș era trăznit, l-am văzut că stătea așa. De... Bun, eu de acum încolo tac, deci nu mai zic nimic. Și eu am fost. Pentru că instinctul meu azi nu merge, nu funcționează. Ba, a funcționat, m-ai bănuit. Nu, pe mine nu te-am bănuit, pe Dragoș l-am bănuit. Înainte să ieși data trecută după ce ai votat-o pe Larisa, ai zis atunci e Mihnea. Da. Bă, dar vezi, nu, eu, nu mai, dar deci... Vezi cum erai ferm convins pe Dragoș. Până nu... După tine. Lizard? Nici nu știu cine e. Ia să vedem. Uităm. Bun. Ne, ai fost mai rapid, ok. Yes, I am the best of the best. There is... De-aia nu mai pot eu. Hydra. Și capitanul e live. E live acum? Nice. Problema e că... Nu știu pe cine să omor. Ia să vedem. Ghiți. Am găsit-o pe Cati în electrical. Dar n-am văzut-o pe nimeni. Ok. Ah, dar Galaxy nu e pe microfon. Ah, ok. E doar pe... Ea a găsit-o și pe principiul ăla, fără niciun motiv. Nu le-am văzut pe niciuna. Eu am trecut pe lângă. Eu am trecut pe lângă admin că am făcut wiring-ul și trebuia să mă duc să fac altul. Chiar acolo mai jos de admin eram. Eu eram în admin, făceam upload-ul la. Și unde ai zis Alex că ai găsit-o? La cafeteria? În electrică. Ah, în electrică. E ok. Nu am bun atunci. Așa. Stai. Nu. Ați dat skip sau ați votat cu cineva? Eu am dat skip. Era să-l bătesc pe Călin în greșeală. Hai să dăm skip. Ahahahaha, ce amuzant ești. Dar nu că nu eram pe tavă ăla. Baftă. Ia să vedem, am pus pe mod, na bun. Și tu, Sorina și Galaxy n-au voice. Oh, nașpa. Da, știu Hydra, știu.
Ia să vedem. Nu pot să mor? De ce? Ai, nu pot să cred că n-am apucat să omor. Și what the fuck? N-am putut să omor și mi s-a a plecat de acolo și după a apărut Setana. Hai, să-ți bagi picioarele. Bun. Să alegem un joc pentru ce? Pentru ce anume? Bad Omen. Mulțumim de follow. Bă, vreau să mă uit pe camere. Vine cineva la mine? Mi-ar plăcea. Stai. Așa, perfect. Bun. Deci am murit și are și Sorina. Am găsit pe amândoi la security. Eram cu Tano acolo. Călin, și... Călin, ce făceai în spatele meu acum la... Făceam, dădeam swipe la card. Și Galaxy vine după mine. Deci Galaxy vine după mine. Galaxy e nevinovat. Galaxy venea după mine și o ieșit din electrică, era închise ușile. Da, și a fost cu mine. Deci în electrică a fost cu mine cu ușile. Da, și tu ai ieșit de acolo, culmea. Să mă omoare. Da? M-am stresat toată, m-am făcut pe mine. Și totuși nu m-a omorât. Da, și eu puteam să te omor, dar am făcut swipe-ul la electric, la admin. Ai gura prea mare, ești suspect. Te-am votat. Nu bine, ok. Ai vot, Ioana. Gămești picioarele. Și Galaxy chiar nu se pare suspect, pentru că în momentul în care s-au deschis ușile de la electric, au ieșit așa, ca vodă prin lobodă. Dar tu nu auzi că era închis cu mine acolo și că putea să mă omoare? Dar poate e strategie, Ioana. Ce-am făcut? Dar pe cine votăm? Ce-ați votat? Eu încă nu știu între cine, între Călin și Ioana asta aici, trebuie să-mi aleg o parte. Sincer, aș merge mai mult pe Ioana decât pe Călin, nu știu de ce. Hai pe Ioana. Ba da, Teodora, dar na. Sunt care chiar nu au și nu vreau să exclud. La electric. Dar nu înțeleg, au fost închise ușile înainte să intru și când am intrat nu era nimeni. Numai dacă au mers prin vent. Na, i-am stat pe camere.
Da, era Antonia acolo. I-am plecat, a venit Antonia și m-am întors și era Antonia la cameră. Da. Nu știu cum se numește, în stânga de tot. În stânga de tot? Da, în stânga de acolo tot. Vin. Păi acolo am fost, nu, de mi-am terminat ultimul văzut. Task. Și știu că le-am văzut pe Larisa și Larisa venea după mine. Galaxy de ce nu zice nimic? Și după aia s-a întors. Galaxy se plimba foarte mult pe hartă și se tot întorcea, nu intra. La camera acolo, pe partea unde erai tu. Galaxy nu prea intra. Eu am crezut că o suspectam pe Larisa, sincer, că a venit după mine și după aia s-a oprit și s-a întors și mi-a stat un pic inima, dar... Suspect pe Galaxy, cum o zis și înainte Călin și acum ziceți că se tot plimbă. Eu nici nu l-am văzut măcar, nu știu. Deci îl vedeam pe camere, cum se plimba doar pe coloar, nu intra... E bun atunci. Nu intra, mă, nu știu. Paul? Nici nu zice nimic. N-am jucat-o bine. Asta e. Hai că vine. Ia să vedem. Știam că-i Paul. Yes! Ce omoră șarpele, m-a așteptat. Vai, șarpe. A fost nașpa, men, că a stat prea în grup și nu știam ce să fac. Da, păi am văzut că am rămas singur și ai venit după mine, zic, gata. La un moment dat am putut să fug de el, că simțeam că... Nu, mai am nicio șansă pe el. Dar nu, n-ați făcut ăla, n-ați reparat ăla? Eu mergeam spre ultimul. Am înțeles, hai că a fost bine atunci. Dar voiam să mă duc să apăs butonul, să te dau pe tine. Dar mă gândeam că poate nu ești. Foarte bine te-ai gândit, îmi place, îmi place. Vreau să scriu dacă... Că începe meciul și-mi intră copyright, știi? Bun. E posibil și asta. Care e șarpele, fratele Tano? Bun. Nu e nimeni pe aici, să putem ucide. Niște comunicații ar merge. E efectiv pe ecran, Sorina. Să vedem.
Lelililu. Hello. Unde, ce, cum? Suspectul number one vă zice că l-a găsit la aproape de O2. Unde era titit. Veneam din cafeteria, dar pe partea de sus nu venea nimeni înspre mine și, mă rog, în jos nu mai aveam cum să văd chestia. Eu eram în electrical. Eu în cafeteria. Eu de la navigation mergeam spre oxigen, spre admin, ca să fac oxigen, da. M-a cam speriat puțin Alexandra, am fugit un pic de ea, am scris că vrea să mă omoare, dar i-am pierdut urna. Am intrat în electrical și nu mai am. Eu inițial l-am bănuit pe Galaxy pentru că stătea. Cred că toată lumea l-am văzut pe Andra și pe Galaxy, stătea un ușă la un moment dat, în mijlocul polului ăla de la storage. Da, da, bine, noi, adică, na, e dubios, dar... No. Cred că e cel mai bun alibi, el îl are, tocmai costat tot meciul, era imposibil să... Deci pe Galaxy dăm să nu votați. Nu, 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 nu. Skip. Asta zic că nu. Yes, Călin m-ar fi prins. Pentru că a văzut că... Că nu ieșise de acolo, din ala de gunoi, de unde am ejectat chestia aia. Ia să vedem. Alexi stă aici. Nu, no, 2-3 meciuri fiecare, da. Hai, că e ok. LOL. Ai de viață, aia, ce lei. Ce lei, man, nimeni. Am stat la oxigen. Nu mă așteptam. A stat Ioana și mă gândeam, uite cum stă, uite cum stă, când intrăm în discuție. O Călin, tu ai văzut că... Dar eram oxigen, adică eram la acolo unde ar fi trebuit să rezolv... M-ai bănuit, Călin, așa-i? Nu reușeam să fac... Călin, m-auzi, Călin? Te aud. M-ai bănuit, așa-i? Nu știu dacă te bănuiam neapărat, dar mă rog, GG. Am crezut că urma să mă bănești, de aia te-am omorât. Am zis că risc acolo, că simțeam că te uiteai acuzator la mine. Eu dacă nu văd ceva palpabil, nu acuz. Oh, foarte bine, foarte bine. Eu acuz dacă nu văd, e ok. Trebuie să intru odată și... Mihnea ar mai fi la rând. Bă, îmi place mai mult când nu sunt impostor, că... Pot să fac aici chestii, să știi, să mă cer cu oamenii, să rămâi în queue, că încă n-a intrat pe joc, practic, deci, na. Andra, încearcă să bagi codul chiar și acum, vezi dacă îți merge. Ca să fii deja, sau să l-ai pregătit când... Șapte, trei, opt, nouă, șase. Cine era aici? Larisa? Ah, stai că ăsta nu-i alertă. E ok. Mai am de făcut aici ceva? Da, chestia asta. Bă, sunt un maestru al codului. Mi s-a blocat. Ce? Deci am găsit-o pe Antonia în electrical. Mergeam să-mi fac task-urile. Habar n-am cine vine de acolo, că eram un admin înainte. Cu Paul și cu... nu mai știu cine de acolo. Eram cu Alexandra în admin. Făceam ăla cu cardul. Eu când veneam spre electrical nu era absolut nimeni nici pe drum, cred.
Să mă mutez cu cineva, nu? Am intrat în Netflix-ul și era Antonia acolo. Se simt cu Wanda. Odihnită. Asta zice că s-a dus în admin. Nu știu, eu știu cum bine, am Andrew. Întâlnit cu Ioana și după am mers în admin și eram cu Călin. Na, ma, nu prea avem... Nu avem alibiuri. Eu dau scris la fel. O miros pe Larisa, dar nu voi vota pentru că îi sunt datoare cu eliminare gratuită. Miroș a victimă, miroș a cadavru, miroș a formol, dar n-am dovadă. Bun. Am un reactor de făcut ceva să înțeleg. Fix lights. Dar ele încolo de lights când mai am și alte treburi de făcut, nu numai lumini. A, uite că le-a făcut cineva. 3, 1, 3, 1, 3, 9, 3, 1, 3, 9, 7. Mai am în electrical și în storage. Sorina ce face? Vine după mine? Nu prea știe ce... Dar de ce ar fi Larisa iar aici? Asta mă intrigă. De ce ar fi Larisa iar în electrical? Ziceți-mi voi mie, oameni buni. Nu? Adică nu e dubios un pic? Adică gândește-te. De ce ar fi Larisa... Bă, o bănuiesc maxim pe Larisa. Călin, de ce fuge de task-uri? După aia s-a întors când a fost vorba de... Să stau cu Cati. Am încredere. Și eu cred că sunt Larisa cu Cătălin. Stau cu Cati aici. Cati. Ia să vedem. Eu am încredere în Cati, că e nevinovată, nu știu de ce. La muncă, nu la stat! Vedeți că nu crește bara aia verde. Ce faceți? Fantomele care ați murit. Eu l-am terminat. No, bravo. Ah, perfect. La fix. Stai acolo la cameră, spune cine-i. Uite, mărit Ioana, ce s-a întâmplat? Paul, erai la cameră, așa? Și eu eram și am terminat toate task-urile. O singură chestie vreau să zic, apropo de faza că intuiția mea greșită probabil o bănuia tura trecută pe Larisa. Runda asta am văzut-o din nou la Electrical. Pe mine? Da. De ce? Da, adică... nu, am găsit-o pe Antonia atunci și nu m-am apucat de task-uri. Da, dar n-ai fost la începutul bine, nu-i neapărat asta o chestie, dar... Nu știu de ce te bănuiesc un pic. N-am neapărat o dovadă. Știu doar că Cati, de exemplu, e nevinovată. De ce? Pentru că am văzut-o făcând test-uri și le-a terminat și probabil de aia stătea la camere. Plus că am stat mult cu ea singur și nu m-a omorât. Eu am găsit-o pe un electric. Căline, taci că și tu ești dubios, că pornise alarma și plecai în partea aia la alta. Ai venit abia după aia, după ce ai văzut că eram deja doi.
Deci sunt și la Larisa cu Cătălin aici nebunia, dar poate nu-i nici unul dintre ei și poate e unul dintre cei care tac, Sorina! Păi, Alexandra. Zici de testul și pe mine mai găsit în unde mă, eu vătesc cu Larisa, dacă... Vedeți că Paul e dubios, vedeți că Paul e dubios, eu am stat, am vrut să stau la cameră și știți de, știți de ce o bănesc pe Larisa? E mult mai vorbăreață decât de obicei. Da, sigur, sigur. Din punct de vedere sigur. Psihologic... Da, psiholog. Poate să o acuze chestia asta. Dacă tot sunt fantomul acum, nu știu să fac ăla de la electric. Paul, Paul nu e însămăgit. Care ba, Paul? Da. M-auziți? Da, Ioana. Da, dar nu mă băgați în seamă, ok. Tascul ăla cu... Cati, în ce parte a hârției ești? Zi-mi, te rog, să știu unde vin. În stânga. Ioana? Să-mi fac picioarele. Ai, ce dai de viața mea. Ai de viața mea. Bă, dar cum se agita Larisa, adică era... Uai, de viața mea. Larisa, iartă-mă. Ce greu m-am mișcat. 8, 7, 5, 9. Ai, trăznească că erau, că de-aia stăteau acolo degeaba. Ce ziceai, Paul? Că ce? Măi, trebuie să recunoști că eram un pic dubioasă. De două ori ai fost dubioasă, nu. Dar ce am făcut dubios? Că am stat în... Adică tu ai găsit cadavr, după aia te-am văzut foarte mult agitându-te, vorbeai foarte mult ca niciodată și... Linda, niciun cadavru, nimic? Am terminat task-urile și eram atentă la ce era lucrat. Deci, era a doua mea... La psihologie, cred că în afară de Paul care vorbește când omoară, restul suntem ca tăcuți când omorăm. Eu vorbesc tot timpul. Păi, aia e greu la tine. Păi de-aia că Larisa era mai tăcută, aia a fost singura chestie care puteam să o simt așa cumva, să mă gândesc că era aia. Dacă nu era aia, știam că e Călin, dar ne-am mișcat foarte greu la oxigen. Bun, hai să vedem. Ia să reparăm aici. Să reparăm, adică îți băgăm astea. Vrei să vii pe... să vii pe ăla, dacă vrei să vii, Marius, pe stream-ul ăla. Comunicațiile nu s-a atâta. Le rezolvăm noi după aceea. Mamă, cu viteză vine Teo. Mă tem de ea. Ia să vedem. Stau aici toți, se uită, bă, așa ceva. Bun. În cafeteria avem de făcut. Interesant că în prima parte a jocului cred că poți să omori liniștit pentru că toți își văd de task-uri și nu sunt foarte atenți la joc. Hai să mergem. Oh, bine. Cine a murit, Mango? Sau cine? No. Ok, l-am găsit în electrical și ții să menționez că era închisă ușa la electrical și după ce s-a deschis am intrat și l-am găsit mort pe Mango. Și eu am murit. Sărac, Mango. Fie-i țărână ușoară. Eu eram în partea aia dreaptă de tot cu Ioana. Da, cu dacă ar fi la... fost Mihnea, ar fi zis că eu să suspect. Eu eram în Medbay. În Medbay? Da. Unde există aventuri care leagă electricalul unde era ușa închisă? Abar n-am. Da, hai că știi asta, Cati. Te-am prins.
Asta nu e un motiv. Poate fi. Atunci zi-mi pe cine ai văzut pe lângă tine, că sigur persoana aia s-a... Absolut nimeni. Aha. 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 Paul, dar tu așa de bine știi venturile. Da. Alea din electrical duc în medical. Da, eu nu o să mai votez nimic pentru că... Adică votez după ce votați voi, eu nu mai trag concluzie că... Eu am dat. Nu mă prost. Eu am dat skip că... Bă, ce nu-mi place de voi când dați skip, hai că o votez pe Cate atunci. Da, cum ai spus că nu votez nimic? Păi da, nici nu pot să fiu fatalau. Larisa, șș. Ia să vedem. Adică trebuie să scoatem pe cineva, trebuie să jucăm jocul ăsta. Aia e interesant și drăguț la el. Hai să mergem aici la admin. Să facem portofelul. Perfect. Bă, da, au fost super repede făcute luminile. Teo? Să fi vrut să mă... A? Există o posibilitate să fi vrut să... A? Fii atent acum, mor. Simțeam că mor. E o minune, încă sunt în viață. Wow. Wow. Unde? Bă, eu am trecut pe lângă Wanda și pe Aha. lângă Antonia. Aha. Aha. Pe lângă albastru și mov, știu că am văzut. Și am lăsat în spate. Unde ai găsit? Unde ai găsit, Odette? Da, nu cred că nu-i pe voce cu noi. Haide, în electrical. Da, deci vezi? Eu am trecut pe lângă Vanelo și pe lângă Antonia de pe culoarul ăla. Eu mă duceam în partea spre storii și... Chiar dăzusem acum pe urgență. Ai, ce mă... No, bun, deci e Cate. De ce? Nu vine și eu de deci... Na, eu votez. Ne votăm reciproc, echipa Paul, Cati. Se votează. Așa, fii nervoasă. Fii nervoasă, Alexandra. Ieși din joc, trăzni-i la de joc. Oh, lol. În sfârșit am nimerit, aș nebun la cap. V-am zis venturile, v-am zis. Trebuie să am mai multă încredere în mine, mă, nebun. Că tot așa am bănuit tot meciul ăsta și după aia mă îndoiam de mine și după aia de fapt... Aha, gata. LOL? Asta este altul. Mai am de făcut aici ceva, dar... Ah, ăsta. Download. Hai că e bine că-s aproape. Și-l facem repede. Dar unde oare? Ah, în admin și la O2. Hai că fac la O2-ul. 2, 3, 0, 2, 1. Antonia, cred că nu face nimic, sincer, o bănuiesc. Trebuie să o urmăresc pe Shit. Trebuie să o urmăresc pe Antonia. Ia uite, m-au închis aici singur. Unde mai am quest? În stânga de tot. Stai să vedem, e ceva aici în dreapta. Vreun ceva omorât, nu. Hai să ne facem ultimul quest. Pe aici ce avem? Montat. Asta e urgență sau? Nu, e gunoiul. Asta nu e niciodată urgență. Ba da, mă. Communications. Teo cu Antonia.
Ce face Teo? Ăla nu durează așa mult. Ăla verde s-a umplut, ea nu pleacă de acolo. Foarte mult stă acolo. Și ăla verde nu s-a umplut deloc. Și upload-ul următor nu e acolo. Ar putea fi Teo? Aha. Paul de mermicule, tu mereu am fost pe toată lumea și tu ești ăla care omoară, nu cred. Da, ok. Deci văzusem sângele țâșnind de pe hol cum veneam și măcar puteai să nu te mai bagi în vent și doar să acuzi ăsta. Bun, sincer o bănuiam pe Teo, dar o să votez cu Ioana direct în eu Electrical. Eu am văzut-o pe Odette că se ducea în direcția opusă ala. Eu bănuiam și pe Odette și pe Teo, sincer, dar am văzut-o pe Ioana cu ochii mei. Dacă nu e Ioana, mă votați tura următoare, simplu. Am câștigat, ok. Nice, GG. Ah, te-am prins în fapt. N-ai ce să faci, Ioana, te-am prins. Te-am văzut. Ai băgat cuțitul în mine, Ioana. În stil măcar de data asta m-am apărat. Nu știu că mi-am pusit odată faza asta și atunci mi-ai zis că de ce nu m-am apărat. Da, dar oricum a fost super obvious că ai sărit așa mega tare și așa s-a simțit că... Și eu. Bun, trebuie să intri. Rău fete. Nu e mă pește, hamster. Da, Raluca, pe am zis să intri tura asta. Dar nu știu de ce. Nu intră, sau nu-ți merge așa. Le miroși, fratele. Fratele Hydra, a? Uite-te cum stau aici, mă, și dar așa se chinie să fac alea. E nevoie de un DJ. Ca să știe, eu mă pricep cu muzică, cu astea, cu sunete și de aia știu să fac chestia aia. Ia să vedem. Trebuie să văd cine merge în jos pe aici. Cine e? Trebuie să fie cineva care a trecut pe aici. Ai, și nu-l mai văd. Larisa e aici. LOL. Dar... De ce nu pot să fac asta? De ce nu merge, man? Deci Larisa a plecat dinspre el. Eu mai am ăsta? Da. În cafeteria și în dreapta. Nu pot să cred. Bun, ăla din dreapta știu că e mort, doar că... Ei, iară lumină. Ia să vedem. Ok, deci Antonia e nevinovată pentru simplu fapt că cadavrul ăla era de mult acolo. Și dacă dădea self-report, nu dădea după 2 minute. De ce mă întrebați că știam că e acolo, l-am văzut, nu l-am raportat, am plecat pentru că voiam să văd dacă îl mai găsesc în jos, dar nu l-am mai prins pe ăla care l-a omorât. Dar au murit doi. A, da, doar Călin era în portocaliu în dreapta, sus de tot. A murit și Alex, văd. A, stai, Antonia, tu ce ai reportat? Călin. A, ok, bun. Era bine. Eu teoretic
cu Paul și cu capitanul am pus în electrică o grămadă. Aia nu contează, aia nu contează. Nu contează. Păi eram, păi da, automat nu poți să mor doi deodată, ai timeout și se prindea celălalt, așa că... Am și o întrebare, unde erau cadavrele? Sus? Sus la weapons. La weapons, ok. De ce dorești să știi această informație, domnule capitan? Ha-ha-ha! Fii atent că eu am plecat de lângă tine și m-am dus pentru că aveam o săgeată aici în dreapta. Și eram jos, tocmai de-aia întrebam. Întrebam unde e pentru că nu m-am găsit cu niciunul. Votul se termină în 7 secunde. Ia votați pe Larissa. Voi votați ce vreți. Eu votez cu Paul de data asta. Ia să vedem. Aha, Antonia. Deci Antonia ar putea fi. Am întins o capcană. Dar nu cred că ea. Hai să descărcăm ăsta. Trebuie să mai mergem în cafeteria. Deci Antonia a plecat de aici. Ia să vedem. Larissa de așa multă vreme stă acolo. Alea nu se descarcă așa greu. Deci alea nu se descarcă într-un timp atât de lung. E Larissa. Plec de aici că o să mă urmărească și mă tem de ea. Una e Larissa. Scurăs cine e următoarea. Cine e cealaltă? No! Da, pe Larissa o suspectam. Trebuia să trag alarma, că am văzut-o că a stat mai mult la task-ul ăla. Nu știam cine e următoarea persoană. Trebuia să trag alarma, dar am uitat că suntem puțini. Păi eu am luat acum. N-ai. În O2 am de făcut în admin. Ana a venit în coace, a plecat în sus? Ce e asta? Păi da, cele miroși, fratele Hydra. Le știi așa? Bun, ai cam două de făcut aici în admin. Stai, nu pleca să fim trei. Numai să nu fie ambii killerii. Cum ar fi asta? E și Vandal aici. Ana stă de 100 de ani acolo. Ana e dubioa, e a doua oară când o văd. Sau poate nu știe să joace, dar... Larissa e clean din ce văd. Că a făcut unul după altul astea. Pe Ana o bănuiesc până acum. Oh! Zi-mi, te rog, din suflet că nu iar, Ioana, nu ești iar. Mă simt prost. Eu mă pregăteam să o raportez pe Alexandra în admin, dar era cu Cati acolo. Și Cati, de ce nu raport, n-ai raportat pe Alex? Nu am văzut-o. Era la task-ul cu cardul. Eu eram mai la intrare și m-ai văzut. Păi te-am văzut, dar pe urmă am văzut-o pe Alex, numai că a sunat alarma. N-am mai apucat să dau eu... Mi-e-mi pare rău, dar efectiv Ioana venea dinspre cadavru.
Și mie îmi pare rău, dar pe bune, dacă... Ioana, iar ai fost stresată. Eu votez cu Ioana, iartă-mă, Ioana, te rog, iartă-mă. Dacă... Sper să nu fii impostor, deci îmi doresc din suflet să nu fii impostor. De ce ați dat schimb, mă? Adică măcar votați ori Cati, ori Ioana, dar votați! N-avem date științifice. Da, bine, păi ne asumăm riscuri. Du-te jos, Larisa, sper că nu ești tu. Electrical Ioana sau Cati? Călin vine de acolo, Antonie aici. Nu m-aș duce cu Cati încolo. Shit! N-apuc să mă mișc așa repede, ce mă disperă asta cu oxigenul. Nu e nimeni aici. 1, 7, 6, 9, 1. Cate, am văzut-o pe aici, dar... Cati și Larisa ar putea fi. Da, lor, Luca. Ce faci, dragă? Revin de Ioana. Deci am găsit-o pe Antonia, aici în spate de tot. Veneam din cafeteria și am găsit-o, pur și simplu. În dreapta? Nu m-am întâlnit. Da, da, te-am văzut pe camere cât ai dus. În navigation, parcă. Dar nu m-am întâlnit cu nimeni. Aia e chestia, că nu pot să-mi dau seama cine a putut fi. Păi, Călin sau Ioana? Ar fi în partea aia. Larisa, Cati și Raluca erau în partea stângă. Eu stăteam cu Cati la cameră. Eu mă duceam să fac wiring-ul, că l-am făcut acolo sus la weapons. Deci Ioana e tura a doua suspectă. Da, eu tot timpul zici că sunt suspectă. Nu, păi te și votez atunci. Haideți, pe Ioana. Ăla-i mă, ăla-i mă, v-am zis mă să votați mă. De ce mă suspectez, că nici nu m-ai văzut? Da, da, venea din partea aia și, na. Și mie mi-e milă de Ioana că a fost săraca de ea. Admin, suntem 3. Și e în security. Cati e în security tot timpul. Weapons, cafeteria. Ăla-i Călin. Storage, medbay, ce se întâmplă?
Upper engine, lower engine, reactor. Se întâmplă ceva acolo în partea aia. Lower engine. Cineva se plimbă, aiurea. Care ești de te plimbi? Care ești de te plimbi? Capitan? Dacă îl faci, ăla tot timpul se umple. Uai, în ultima clipă, Marius, te rog din suflet să mă ierți. Te bănuiesc. În primul rând, acum că veneai după mine, mă alergai când am mers la buton să-l activez. În al doilea rând, acolo la, în admin. Stai un pic, stai un pic. Deci dacă alergam după tine, care e chestia? Păi, vezi să mă mor că urma să dau alarmă. Paul, eu zic să ai grijă. Eu nu-l apăr pe capitan. Dar să fii atenți la Raluca, că ea venea după tine la un moment dat. Da, și am văzut. Deci bun, eram cu Cati. Știi de ce îl bănuiesc pe capitan? Singur, lăsând alergare la o parte, o făcut ăla cu cardul și ăla n-are o continuare, ăla nu se leagă de nimic, deci după ce îl faci trebuie să se umple ăla verde, da? Nu s-a umplut. Cum nu s-a umplut? Nu s-a umplut ăla de sus, ăla verde. Nu, acum din cauza că spre final se umple foarte greu. Că am făcut și o task și se umple foarte greu spre final. Ok, atunci dau skip, dar dacă nu, Raluca e a doua pe care o bănuiesc. Eu zic că era Luca, pare rău, deci fugea după tine, de zici că fugea după smântână. Da, dar putea să mă mai omor o dată, că a mai fost cu mine. Să știi că te-am tânat atât și nu am ce face. Vezi mă, mă urmărește că n-are ce face, mă omule. O să dau skip. Mă tem un pic, mă tem. Știu Larisa, știu Larisa. Cred că e capitanul. Sau Călin. E Călin sau capitanul? E Călin sau capitanul? Ce-i chestia aia? Să nu-mi zici că e oxigenul. Nu pot să cred. Fii atent că l-am bătaie, 9-2-4-2-0. Uai, la limită. What the fuck? Unde? Unde era Paul, că nu mai știu cum se numește? Dinspre cafeteria la dreapta. Capitan s-a dus încolo, l-am văzut pe cameră. Cati a fost tot timpul în spatele meu, exista o minimă șansă să-l omoare, dar aș fi auzit sunetul sau măcar sângele, că am fost super aproape unul de altul. Deci nu-i Cati. Capitan putea să meargă doar așa. Da, dacă e Paul. Larisa sau capitan? Exact, toată lumea pe mine, dar nu, Paul... Capitan mergea ca și cum mergea după task, dar Paul și Cati, odată s-a dus Paul, s-a dus cu Cati. Dar eu cu Cati am fost non-stop împreună, am fost lipiți, efectiv. Păi da, ca doi impostori, poate. Mai există un singur impostor. Iartă-mă, sunt obosită. Cati, ce votăm? Că... Larisa sau capitan, și nu știu care dintre ei e. Da, am stat pe camere și cum voiai să-l omor pe Călin dacă eram pe camere? Atunci e capitan. Putea să fie, da. Bine, treaba voastră. Capitan, te iubesc, iartă-mă, dar așa zic indiciile mele și instinctul meu că s-ar putea să fii tu. Câștura trecută am simțit așa că... Am votat pe mine! Bravo! Gâgă, băieți, gâgă!
Vreau să dar nu se poate așa ceva. Am fost atâtea ori criminal în seara asta că nu mai vreau să fiu toată viața. Căline, de ce nu m-ai lăsat? De ce nu m-ai lăsat? Îmi pace cu... Că ți-am zis că nu s-a umplut la verde. Nu s-a umplut la verde, mă omule. Nu s-a umplut când a făcut quest-ul ăla. Nu s-a umplut. Și după aia a venit după mine. Dar ai vrut să mă mori? Ai vrut să mă mori? Eu? Păi îți dai seama că zic. Dar știi ce e interesant totuși? Că am acuzat-o pe Raluca și îmi pare rău Raluca ca public. Bă, și m-am dus, mă duceam să mă duc către camere, să stau acolo, să mă uit. Vine capitanul în spatele meu, puf, bucată, glonț în cap. Eram ceva de genul, bă, dar stai puțin, că eu nu l-am acuzat. Dar m-a omorât. Dar chestia e că am cerut-o. Ți-ai cerut-o. Ți-ai cerut-o, Călin, adică nu m-ai lăsat să... is now.